Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai și petrece în Republica Fantastică România. Mai sunt și nunți. Auzi, pe stradă, auzi. Asta este o înregistrare din weekendul ăsta de sâmbătă. E un live. De pe strada principală și probabil singura, deși nu știm, cei care mai trec prin localitatea Buzescu din județul Telorman ar putea să ne spună câte străzi sunt acolo. A fost o nuntă. O nuntă cu defilare. Suprarealist. Peisajul de acolo, scenele suprarealiste au fost filmate. Mașini de sute de mii de euro, literalmente mașini de sute de mii de euro bucata. Porci tăiați, purși pe cărucioare de marfă, împrumutate de la un cash and carry, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Da, e un film de Custurița la Telorman, strada principală, cum spuneam, blocată de acest alai pe striți, polițiști care aleargă pe margine ca să elibereze drumul. Polițiști de la rutieră, deci polițiști adevărați, nu de ăștia înveșmântați. Trotuarele sunt și ele blocate cu covoare, cu diverse piese de mobilier scoase de vecini. De ce? Nu înțeleg care este ideea. Adică de ce scot vecinii covoarele în stradă și alte piese de mobilier să aibă pe ce să mai odihnească? Au decorat zona. Mobilă? Tu dacă ar fi să fie, să zicem, ar fi o nuntă la tine unde stai tu în cartier și s-ar face defilare. Tu, ca să participi, ce piesă de mobilier ai scoate? S-ar scoate scaunul de la pescăresc cu trei picioare, dar la este o chestie culturală. Nu ești cu orice afară, că te faci de râs. Ulterior, poliția a deschis dosar penal pentru blocarea circulației, a dat și niște amenzi, câteva mii de lei, mă rog. Coloana, dar dacă te uiți la imagini, deci sunt Rolls-uri. Rolls-uri și Bentley-uri, frate, în coloana asta. Asta e la mod acum, Rolls-ul, altfel te faci de rahat, teribil. Și pe care să-l conduci tu. E normal, cine vrei să-l conduci? Șoferul, un livret. Nu mă, păi ești, fraier, nu știi dat atâția bani. Păi, deci coloana deschisă de un Rolls-Royce decapotabil, pe care a fost pus în spate un manechin de plastic feminin, fără cap, îmbrăcat cu rochia miresei. Și aici la fără cap mai pierdut, că nu înțeleg de ce. Manechinul nu are cap. Asta, dar nu... Era așa mai de design, mă înțelegi? Nu știu cum. Și da, aparent, mă rog, generică ținea manechinul de mână de ceva. Îi ducea rochia, cred, miresei. Deși e superstiția că n-ai voie să vezi rochia miresei. Sau n-ai voie să vezi mireasa. La noi e superstiția că n-ai voie să vezi rochia miresei. De unde știi tu la ei cum e? Sunt cetățeni români toți. Păi da, sunt, dar au alte datini. Ok, deci acești cetățeni români, da, din Buzescu, Telorman, au un anumit stil arhitectonic, da, și un anumit stil de nuntă. Trena mai lungă decât mașina, așa că în spate trena era dusă, în spatele mașinii, de doi domni îmbrăcați în negru, genul musculos adipos. Știi, genul ăla care stau la sală toată ziua că am timp, dar îmi place mult și șaorma. Și atunci am și mușchi, dar am și burtă. Și... ai nevoie de proteine când faci... Da. Pe muzica sau... asta, în acest timp, deci pe marginea defilării, cântă un interpret de muzică clasică pentru astfel de evenimente, care strigă dar. Ia fiți atenți. De la socru mic pentru socru mare. Ha? Hai mai poți. Dedicație. Da. Cum, mă, 30 de milioane? Ce sunt? Dar sau dedicație? Dedicație, pentru... dedicație. Mamă, deci ăștia sunt banii pe care îi încasează... Cântare tot de muzică clasică. La secunda aia, nu? Da. E plecarea. Ea pleacă de acolo cu miliarde. Doar dedicația aia. Aha. Și eliberează și bon fiscal pentru fiecare din sumă sau doar pe total la final? La final. Băieții aia cu trena, care duc trena, au casă de marcat la ei. Înțelegi? După domnii cu trena de pe manechinul din plastic fără cap, venea un domn și o doamnă care căreau o masă de machiaj cu tot cu oglindă. Mă jur, mergeau cu casa. I-am văzut, da. După care în spate o doamnă care săraca târa un taburet pentru masa de machiaj respectiv. Era, părea binișor transpirată, pentru că și taburetul, un taburet de mobilă serioasă, de lemn, nu sărăcie de aia de la Ikea, de placaj ăla, frate, știi cât de greu un taburet ăsta să-l duci pe străzi așa la nesfârșit? Mobilă stil. După aia mai erau niște Rolls-uri și un Mercedes G-clase, tip Jeep, cu remorcă. În remorcă lăzi... El l-a umilit.
Da. Am văzut, dar erau trei Rolls-uri și până venea sărăcia aia de G-clase cu i-au pus remorcă. Da, erau un măgar. El era erau trei armăsari și un măgar în spate cu remorca... Auto-utilitară. Da. Înțelegi? Mezeluri, fructe... banane, ananași, mormane de cărnați și șuni și buchete de trandafiri albi. Pentru că dacă există cărnați trandafiri, există și cărnați cu trandafiri. Deci, amestecul ăla. Și după aia, plutonul, cum ziceam, plutonul cărucioarelor cu animale tăiate, cărucioarele alea luate de la metro, alea tip platformă, cutii de băutură, apă și domn care duceau pe umeri niște pari, știi cum se vede în desene animate, când îl prind pe Bugs Bunny și îl duc pe un par legat așa cu picioarele. Da, 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 da. Duceau par de ăștia de care erau atârnate alte animale, mamifere, dar și păsări. Le plimbau pe acolo prin trafic, le duceau la gătit, înțeleg, și alaiul era încheiat de omul cu logistica de, la de grătar. El a tras bățul scurt de tot, el aducea o roabă. Împingea o roabă umplută vârf cu saci de cărbune, în spatele lui cineva care manevra săracul. Mi-era milă de el, un biet vițel negru viu. I-au pus un pampon roșu pe cap și putem bănui soarta. Da. Asta este descrierea unui eveniment care, sigur, asta e. Sincer să fiu, nici nu condamn poliția că a asigurat acolo, a blocat circulația. Ce puteau să facă? Să se ducă jandarmii cu bulanele, să-i bată pe aia. Asta e, se întâmplă. Dar, știți, mașinile din imagini nu au RCA valabil. Adică una singură are prima. Primul Rolls, celelalte Rolls-uri, Merțul ăla, nu au. Sunt mașini de 1 milion de euro acolo, nu exagerez. Mașini de 1 milion de euro, înmatriculate, cu numere, poate oricine să intre pe net, să verifice. Nu au RCA-ul. Și poliția aleargă pe lângă ele. Și mă gândesc și la toți banii care se dau acolo dedicații. Sunt... adică numai dedicațiile sunt de mii de lei. Nu? Uh-huh. Milioane, că nimeni nu zice 2300 de lei, 2400 de lei. Zici 25 de milioane, 26, 27, 28, hai, socru mic, da, socru mare, nu știu ce. Plus darul care se va da, plus toți banii care se învârt în jurul unui astfel de eveniment. Mai țineți minte ce spunea Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu, declarație pe 27 aprilie. Citez. Avem, spunea domnul prim-ministru atunci, cea mai mare evaziune din Europa și avem cele mai mici taxe. Ceva nu funcționează. Am încheiat citatul. Păi statul nu funcționează. Statul nu funcționează, domnule Ciolacu. ANAF-ul, poliția rutieră, toate instituțiile astea căpușate politic, umflate de corupție și incompetență, astea nu funcționează. Cei care plătesc taxe, mici, mari cum sunt ele, ăia funcționează, săracii. Adică noi avem aici cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, cel mai redus grad de colectare și domnul Ciolacu crede că asta are legătură cumva că sunt taxele mici, adică ce sugerează domnul Ciolacu în subtext este că să mărim taxele, domne. Că dacă sunt taxele mici, da, și nu se plătesc, atunci să mărim taxele. Nu! Să luăm bani de la aia care manevrează bani cu milioanele de lei și cu zecile de milioane, care au mașini de 1 milion de euro cu care ies pe stradă și nu plătesc RCA. Asta trebuie făcut, nu? Adică nu are faptul că nu se plătesc, nu are legătură cu taxele, are legătură cu corupția și cu refuzul de aplicare a legii. Asta e mesajul pe care vreau să-l dau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.